Salutare tuturor și bine v-am găsit! Bum! Ce faceți, bă, băieți? Bă, cred că de 2 zile în continuu m-am tot chinuit să scot bările alea negre din ce era la filmare acolo și am reușit. Și cred că acum avem și opțiunea la grafică de 1080p, care cred că e cea mai înaltă. Da, acum să vedem cum va arăta. Am făcut mai multe teste, am reușit. Acum să vedem. Băi, băieți, mi-a venit o super idee. Ce putem noi să facem o serie așa pe ăsta, cum zice, pe CS-ul ăsta. A, da, sunt pe Steam-ul celălalt, Steam-ul care nu-l are nimeni. Și aici e serverul la care am jucat eu 1 la 1 cu băiatul ăla. Și aici pe multe chestii pe care am intrat eu. Un server full, nu știu ce, nu știu ce. Bă, prima oară m-am gândit așa. M-a jucat un match, un CS. Ceva care nu prea. Adică, nu știu, mă gândeam ceva, un server ceva care nu prea mai jucat de mult, chiar n-am nicio idee. Și mă gândeam să fac Zoom Limit Zone. Mă gândeam să facem unde asta, cum zice, să fac o serie. Prima impresie despre un server, adică să intru pe diferite servere și să spun ce îmi place la el și ce nu-mi place la el. Înțelegeți? Serverele toate o să le iau după aici, de exemplu, de Furie Necila. Uite, astăzi o să ne jucăm pe Furie Necila. Vreau să știți că voi, la 50 de like-uri acumulate la videoclip, la acest videoclip de exemplu, o să aleg un server pe care o să mi-l lăsați voi în descriere. Deci vreți să filmăm pe serverul care doriți voi, îl lăsați în descriere, eu intru pe el la 50 de like-uri care, adică atunci când serverul acumulează, serverul ăsta, cum zice, videoclipul acumulează 50 de like-uri, eu intru pe el și pe comentarii, acolo văd un comentariu și filmez cu serverele pe care voi mi le lăsați în comentarii. Și acum să intrăm pe Furia Necila și să-mi dau eu prima impresie, să spun ce-mi place și ce nu-mi place. Văd că nu m-a băgat pe Furia Necila. Viu. Ce se ori, ce se nu. Eu vreau pe Furia Necila, ia. Furie.ecila.ro. Ce dracu nu m-a băgat, nu știu. Nu merge. Counter-Strike de DAS 2. Cred că nu știu. Hai să alegem altceva. Uite, vreau pe ăsta, vreau pe ăsta. Adaugă la favu. Așa. Uite, un Dark Rage. Zmbio.darkrage.ro. Nu știu după cum arată serverul ăsta. Nu cred că e român. Ia, I love. Nu știu, ia să vedem și noi să intrăm pe ieri și pe urmă continuăm videoclipul. Gata, băieți! Atenție, Madox e gata să rupă zombie. Ia uita ce scrie în chat acolo! Băi, foarte șmecher mesajul ăsta, deci foarte șmecher, deci chestia asta chiar îmi place. Ia să mai spuneți, să vedem și noi ce nu mai îmi place pe server și ce nu mai îmi place. Mamă, deci chiar cu ăsta cred că o să ne jucăm cam la băieți. Văd că e interesant, deci prima chestie care am observat-o pe acest server de cum am intrat și îmi place e asta cu uite player, că așa se conectează și pe urmă dăm acel mesaj că e gata să rupă, să uite, goodbye, ne revedem curând, asta e mesajul când iese. Foarte interesant acest mesaj la intrare și la acceptare. Meniul de arme văd că e unul normal, adică, da, armele normale, înțelegeți? Ia, văd că avem shop, avem pe bani, shop pe bani, da, foarte. Nu știu care e treaba. Văd că auto rifle 8.000 gold, AK 14.000. Băi, fraților, deci încă o chestie care îmi place la acest server. Pot să zic că e faptul că poți să-ți cumperi arme fără să joci mult, adică de câte joci faci niște bani, un kill, două, deci nu trebuie ammo pack-uri. Zombie teleport, ia 5, eu o să vreau să ne teleportăm ca zombie, da? Avem aici bui, ia să vedem ce avem, bui slot, bui VIP, ia 3, citește aici despre VIP 4. 1. Ce se întâmplă dacă cumperi VIP? Pentru a cumpăra VIP pe acest server ai nevoie de 250 de puncte, tastează points pentru a vedea. Foarte mișto, deci puteți să vă cumpărați VIP pe puncte.
Dacă ai acumulat puncte necesare, apasă M963. VIP-ul s-a activat pe 3 secunde. Dacă nu știi beneficiile unui VIP, apasă M5. VIP-ul durează doar o hartă. Deci doar o hartă. Sau poate vrei să cumperi VIP, preț costă 5 euro lunar, 8 euro două luni. Modalități de plată PayPal, contact așa. Bă, o să vă las și eu în descrierea videoclipului serverul, că poate mă gândesc că poate vreți să vă jucați. Ia, ce mai avem noi pe aici? Vreau să văd cum e treaba cu... gata, o chestie care nu-mi place, vă spun de acum, nu-mi place aceste lunuri, cu care, în care dacă te atingi direct ai pierdut, deci... Da, nasoală treaba. Bă, eu sper ca să facă videoclip bine videoclipul, să aibă o calitate video în altă. Ia să punem și noi bind, liniuță, size, shop. Ia să vedem, nu mai știu ce binduri are. Bind, ia să vedem, avem bind. Bind. Așa, bind V set laser. Pentru a planta laser scrieți în consolă, așa, bind V plus set laser. Așa. Pentru a scoate, deci prin B și pe, deci pe V pun și pe X pe Z scot. Soar, și meu, ia să vedem, mamă, stați că mă doare o ureche de la... Bă, deci nu știu, sper să vadă și vă mai spun încă o dată, lăsați în comentarii IP-uri sau de DNS-urile, adică numele serverului pe care voi doriți să intru să filmez, să-mi dau prima impresie sinceră, adică ce îmi place la el și ce nu-mi place. Atât, și ce a schimbat. Deci o să fie trei chestii. Prima impresie, adică ce îmi place, ce nu-mi place, ce a schimbat la acest server. Bă, o chestie care pot să vă spun acum, ce aș adăuga eu la acest server, ar fi un plugin de high Pink Kicker, așa se numește, HPK. Adică, acel plugin când ai pingul mai mare, îți dă kick. Când ai pingul mare, îți dă kick. Pe serverul ăsta, văd că sunt jucători cu ping de 313, 316. Ia fiți atenți, nu știu dacă vedeți consola. De cel mai mare ping în momentul de față e 800 al lui Mareons D7, adică al lui... Băi, fraților, dar de ce om? Au, șmecher! Deci cu ăsta e VIP-ul care... Oho! Oh, foarte fain! Un server cu zombie care au putere, teleport! Foarte, foarte fain, foarte fain, foarte fain! E inteligent, e mișto, e mișto! Ia, putem să... Oh, putem să punem... Ia uite, avem un shop, bui, respawn și 100 health. Da, deci văd că viața e foarte mică la acest zombie, adică maxim de viață este doar... maximul de viață pe care l-are un zâmă este doar de 1000, ceva ce mi se pare mie chiar foarte puțin. Băi, fraților! Ia fiți atent schemă. Ați văzut cum se face, bă, ia fiți atent. Ați văzut, am dat teleport, hau, 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 i-am omorât pe tu. Nu știa de unde i-am lovit. Ei, uite să s-o visat cum. Mamă, sunt foarte multe lucruri pe care eu nu știu, adică... Lucruri pe harta asta care nu le-am cunoscut. Deci, v-am spus, singura chestie, uite, aș băga un plugin ăsta de kick, pentru că sunt foarte mulți cu ping-ul foarte mari și de la atâtea modele și chestii pe server, fac, serverul primește lag de la toți ăștia și nu poți să te joci ca lumea. Ia să vedem noi ce mai avem noi pe server. Așa, uite, deci e bine că a ieșit ăla, care avea ping-ul cel mai mare. Avem, văd că au și ăsta cu mici, Night Vision. Vodafone, cocaină. Băi, o singură, iar o chestie care nu prea văd pe serverul ăsta, chat-ul. Văd că în chat chiar nu se vorbește deloc, adică ăștia chiar nu vorbesc sau care e treaba? Să mor, deci n-am văzut să vorbească deloc decât clas și atât, dar nu salut băieți, nu nimic altceva.
Ăsta se chinuie să-l omoare pe ăsta. Dacă era unul care avea teleport, acum ar putea să-l omoare. Dacă era moartea în pasă cu teleport, putea să-l omoare. Sau să-i pun, uite, în colț acolo, dacă vedeți, stai să vă arăt eu unde. Aici, în colț, dacă i-ar pune un laser, că văd că e peretele drept, l-ar omoră, bă, fraier, uitați aici, hop, buf, l-ar omoră. Master Pie. Ia, vreau să cumpăr și o shop respawn. You did, you can't buy anything. Deci, iar încă o chestie care nu-mi place pe acest server, mesajele de la shop când ești mor sau chestii de-astea văd că sunt în engleză, dar restul mesajelor sunt în român, adică acest server este român, dar are mesaj de engleză și nu văd rost. Ori făcea... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uitați aici, ascuns. Deci eu, dacă m-am spus și eu, uitați aici. Vreau să-mi pun și ea. Ia. Ce m-a murit acum, bă, gami? Aolo, m-am murit singur. Nu se poate, frate. Hai că revenim, că... Ia, revive, Mamă, e nasul, iar o chestie... mor repede și aștept mult o chestie care iar nu-mi place. Ar fi putut să pună un pic de respawn acolo, nu știu, zic și eu. Acum e fiecare cum îi place, nu știu, nu prea de-am eu chiar așa mult cu serverul ăsta de zombie, dar hai să punem o pauză și revenim când suntem iar în viață. Gata, băieți, a început runda. Bă, ne luăm acelea așa, nu știi, din ce cum să vă zic, bă, mi se pare o chestie interesantă, serverul, înțelegi, dar aș modifica mai multe chestii la ele. Dă-te-mă de aici. Bă, de ce nu pot să mă... Pe unde, mă, frate, nu se ducă ăștia? Păi, aici, eu să mă punem și noi odată asta, dacă e. Ei, bine? Nu le sparge, bă, handicapat prost. Cu care s-o fac cum ăsta. Capaz prost, de ce le spargi? Aici de ce nu treci? S-a lovit, văd că în ăsta, Z. Deci fiți atenți. Owner, Maddox? Ce scrie? O chestie, nu poți să scoți. Sau cred că merge asta scala. Deci, de pus merge, de scos nu merge. Cum scot o tasă? Eu nu înțeleg cum o scot, deci... Minus set laser, deci e minus set laser și nu merge, nu pot să-mi dau seama. Binză, minus set laser, fie atâta, deci... Uitați, nu pot să le scot, nu știu care e bindul. Ia, am întrebat și eu pe server care e bindul de scos lumă. Deci văd că nu zice nimeni, că aia n-am. Bă, interesant, oricum e interesant server. Fiți aici, uite, pentru a planta bind, v, set, laser și pentru a le scoate... Vreau să văd încă o chestie aici, dacă scriu LM, eu cumpăr. Deci, mie de cumpărat îmi cumpăr, dar de pus bind C plus DL laser, DL băi, de... Gata băi, am înțeles care e treaba acum. Deci, de ce? Stai așa, cred că am înțeles care e bind, deci e bind Z plus DL laser, am înțeles. Nu, am fost greșit. Ia. Băi, încă puțin mai trebuia. Three minutes remaining.
Asta ar fi bine una. Adică dacă o sare pe sus, iar ăla. Și asta la altă undeva aici, zic, și eu. Câtă terminat e omul ăsta, putu-s morții tăi să-ți put de handicapat prost care te-a făcut, mă. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu știu, bă, e mișto, dar nu știu, e un server, știți care e treaba? E interesant server, dar mi se pare un server monoton așa, adică în sensul că, bă, faci o singură chestie, atâta faci pe server ăsta. Nu ai cu cine să discuți, nu ai cu cine să vorbești, dar asta nu-mi place chestiile astea, mie-mi place... Vreau, dacă mă joc pe un server, vreau să mă joc să și vorbesc. Și încă o chestie ce mi se pare prea OP. Zombie e prea OP. Adică, voi ați văzut că dacă dau o lamă și l-am omorât, hau, i-am dat o lamă, l-am omorât, i-am dat o lamă, l-am omorât. Adică... Și acum, băieți, cum mai ies eu de aici? 16 secunde, ce-și... Da, dar eu m-am blocat, adică, atenție, nu știu ce, vedeți, eu m-am blocat, time left, 6 secunde, ia să vedem, deci pe G, adică mă teleportez pe G. Iar, uite, vedeți o chestie, deci după ce că e prea OP, că dai de cât o lama, ai omorât omul, mai ai și acest teleport care, what the fuck, e super, super OP, fiți atenți, deci, uitați cât de ușor omori niște oameni care nu au treabă cu jocul. Ia uitați, am puterea? Ia uitați unde m-au teleportat. Ia uitați, îl vedeți pe ăla? Ia fiți atenți. Ați văzut schemă? Băi, și încă o chestie, mai am și regenerate health. Adică... Ați văzut, băieți, cum se face treaba? Deci e prea OP teleportul ăsta și te bug, uite. De exemplu, eu iar m-am bugat, vedeți? M-am bugat în perete și nu n-ai cum să-și care comanda că n-am apucat să văd. Pentru ce? Pentru ce? Care comanda pentru ce? Scrie RS pentru ce? Băiatul a întrebat și care e comanda pentru ce. Da, deci eu nici măcar n-apuc să zic aici, adică, ba, hai că am ieșit, vedeți? Foarte OP, foarte OP, zombie, foarte, foarte OP. Hai să mergem un pic de mapa viitoare, 2-3 runde și pe urmă ieșim. Și îmi dau, la final îmi dau verdictul, adică îmi spun părerea, sincer. Haoleu, haoleu, haoleu. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ia uitați-mă, frate, ce dracu e să o mâncă. Băi, sunteți nebuni, uitați-mă, am paștă. Uite, avem și parașută, adică... Bă, n-am și eu bancă, mi-aș lua și eu un golden AK. Dar știți care e treaba? Ne ducem, uite, cu băieții ăștia aici. De ce m-a murit? Băi, cu aia, deci nu se poate, mă, e handicapat, plin de bugul, nu se poate. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A, uite, un lucru mișto, nu te lasă să plantezi imediat lasere. Ia, dacă mănc aici... Văd cum mă dă... Opa! E o problemă aici, vezi? Da, uite, deci deja serverul are lag. Și ping, uitați, ăla are ping 2000, 9-1, 9-1 are ping-ul 0, deci e deja prea mare, nu poate să-l înregistreze cu zeu. Foarte, foarte. Mamă, încă o chestie foarte proastă, ce observ eu aici, e damage, dai 3 damage, ești nebun, 3, deci cum vrei să-l mă
locul ăsta cu 3 timp. Măcar dacă, deci are 10.000 viață, 1.000 viață, da? Deci, măcar dacă dădea 10 timici pe hit și 20 cap, era altceva. E foarte mic și nu știu de ce mai am 1 viață. Chiar n-am idee, dar văd că mai am decât 1 la viață. Bani, n-am bani să-mi cumpăr și eu un Golden Axe, ca să vedem cum e. Ăla, bă, dar asta era laser meu. Nu, laserul meu nu e acolo. Adică, de exemplu, uitați, aici eu am un laser, adică ăsta, care e degeaba. Și aș vrea să-l pun tot aici, că poate l-o moram eu pe ăla. Și ne-a bubuit. Uitați, încă o chestie care îmi place sunt laserele. Drag în modul zâm, vezi că ar trebui să scrie blind acolo. Ce clase avem de zombie? Fast run. Can drag smoker, deci cu smokerul tragi. Bă, o chestie care e foarte interesantă și îmi plac puterile la zombi, dar spre OP. Drop player weapons. Ia uitați, deci ăla dărâmă Hund A. Nu știu ce înseamnă asta. De zombi 6 dărâmă arma la comand din mână. Zombi 5 teleport, zombi 4 finger, fast run. Fuge repede și smoker can drag strong. Ia, eu o să vreau să iau ăsta, ia fiți atenți. You class have 700 health. Ba nu, fiți atenți, luăm tot 5, tot 5, că 5 e cel mai inteligent, ăsta cu coasa, adică 10, moartea aia. 9, 8, ia uitați o chestie mișto, oleu, ia, stai că nu văd nimic aici. 4, 3, 2, 1. Vreau lanterna, care e lanterna? Ia fiți atenți, bă, băieți. Dacă eu pun aici. Ia fiți atenți să vă arăt. Uitați, cea mai OP ascunzătoare. Vreodată, fiți atenți. Aici, deci trebuie să pun unul aici. Fiți atenți. Unu. Am văzut că vine un zombie. Aia, cât ce-am crezut că e zomba lău. De asta am și pus ăsta repede aici, deci vreau să-l pun acolo. Ia uitați, fraților. Chiar dacă nu mai am unde să mă mișc, nici zombie n-are cum să intre. Fiți atenți, deci deja m-am bugat aici. Dar vreau ăsta, uite aici, așa. Așa, și ăsta l-altul ar trebui, dacă aș da, îl iau de aici. Deci vreau undeva pus cam aici, da? Și ăsta l-altul vreau undeva cam aici, da? Eu acum mai pot să mă mișc. Da, deci e ok intrările astea pe aici. Văd că nu e niciun zombalo pe aici, să omor și eu. Și nici măcar nu am văzut niciun zombalo ca să trag în el. Nici de oameni pe aici, arme aruncate pe jos. Dar și de zombi, deci tot zombalo-ul asta e de reloști. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. A, vreau să-mi spun, lăsați în comentariu dacă vă place seria asta cu prima impresie despre server, adică ce aș adăuga eu, ce aș modifica. Oleu, 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 oleu. Ăla nu m-a fost acolo, ați văzut? Thank you.
Știți care? Trebuie să scot unul de ăsta. Mă gândesc că poate să vin pe aici. Nu știu de ce mi-a dat cu damage. Și vreau să scot, să cumpăr și eu ceva, o armă, ceva, dar sunt sărat lipit pe pământul, fraților. Adică să mor dacă am bani. Am 14.000, deci am 8.500. Să-mi cumpăr un SGG la 8.000. Dar... M-a omorât ăla. A, nu m-a omorât. A avut noroc. Era bună chestia aia acolo. Cu pus... Pune ăla laser acolo, vezi? Dacă mai cumpăr bui lămâ... Nu mai merge să pun încă. Am omorât 2. De ce? Coaie, ce prostie! Te omor singur cu bomba, ce înseamnă asta? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce înseamnă asta, fraților? Explicați și mie cum să te omori singur cu bomba. Deci dacă eu pot să pun astea două aici fără să mă miște, gata, e... Băi, fraților, are și un stack la zombi, mamă, deci sunt mai multe chestii pe care eu pot să zic că le-aș modifica. Uite, acum nu cumpăr. Ok, în care postură, da, să vede că sunt terminați. Vreau să văd când, dacă rămân singur, îmi cumpăr Golden AK. Da, lag, vede că e lag. Jucătorii au început să omoare, să extermineze de nebun. Ia să ne cumpără și noi Golden AK, că oricum asta va fi cam mult. Și ce facem, frate mi, că nu avem... Deci noi... Mamă, coaie, încă o prostie, deci fiți atenți. Deci eu nu înțeleg care e treaba, deci cumpăr AK-ul și am decât 30 de gloanțe, nu? A, ba, nu, sunt infinite gloanțele la AK după ce l-ai cumpărat. Interesantă chestia asta să fie gloanțe infinite. Am mai rămas decât eu cu cocaină. Și văd că nu ne atacă niciun zombie, adică... What the hell? Atacați-ne! Mamă, ce am aici! Câte lasere mi-au pus băieții! Oh, alo! N-o bubuie, băieții! Au! Ăia s-au omorât între ei! A, deci uitați, vedeți o chestie care nu-mi place, să câmpează, eu aici nici nu mai trebuie să stau, că am pus sale așa, nu-mi intră nimeni. Ia, mai sunt 40 de secunde, încearcă unul să mă atace, n-are șansă. Dacă zombie ăla cu putere are șansă să mă atace, pentru că își cumpără... Bă, dar vedeți, are prostia asta de teleport. Și cu teleportul mă bucuie. E prea jos. Yeah, am făcut un kill. E primul kill pe care l-am făcut pe server și credeți-mă că a fost puțin cam greu să fac și asta. Mamă, câtă viață are un căcat de la de laser mai. Da. Băieți, hai acum să ne dăm părerea. 7, 6,
care-i treaba cu server? Deci fiți atenți, prima chestie care pot să zic că nu-mi place sunt mesajele alea când n-ai bani și vrei să cumperi ceva, de exemplu din shop, îți dă un mesaj în limba engleză. Pana mea, ar trebui să-l dea în limba română, că de asta e server românesc. Deci asta a fost prima chestie. A doua chestie care nu-mi place este LM-ul. Cum te-ai atins de el, te-a omorât. Nu, fratele meu, nu mi se pare corect. LM-ul ar trebui să fie altfel. Adică nu cum te-ai atins de el direct pe omoare. Să-ți ia o viață, un anumit damage. Adică, de exemplu, odată la 5 secunde dacă stai în el, sau nu 5 secunde, 3 secunde, nu știu, zic și așa, să-ți ia... Nu știu cum să zic să-ți ia. Deci stai în el, să-ți ia un damage, înțelegeți? Dar nu tot. Iar uitați o chestie, op, double jump-ul. Da. Deci am spus mesajele alea, am spus dimiciul la laser. 10, 9, 8, 7, o altă chestie 6, care nu-mi place 5, sunt pentru 4, este aceasta cu ping-ul. Sunt 2, foarte mulți jucători 1. Care au un ping foarte, foarte mare și ați văzut voi mai arătat, de exemplu, mai ales dacă ai un net mai prostut. Nu faci nicio treabă, dacă ai un net mai prostut, nu faci nicio treabă și nu o să puteți să vă jucați și vă supărați și chestii trebuie, deci trebuie să ai un net bun ca să poți să te juci, un net foarte bun ca să poți să te juci pe serverul ăsta, că dacă ai un net pe stick, pe router, ceva de la ROM Telecom, ceva de la, nu știu, am zis ROM Telecom, o chestie de asta, nu faci treabă. Vedeți ce înseamnă puterea la zombie, vedeți? Vedeți ce înseamnă puterea la zombie? Iar, uite, pot să zic că nici chestia asta cu puterea asta la zombie nu prea mă încurcat, așa, adică e bună, dar foarte OP, foarte, foarte OP. Ce aș schimba la server ar fi un, cam câteva lucruri așa. 1. Viața la zombie aș pune-o mai multă. Mai multă viață. Viața la human tot mai multă. Damage-ul la laser l-a schimba, cum v-am spus, aș face un damage mai, să dea mai puțin un direct 10, maxim, să-l omoare. Deci am 4, zis viața. 3, 2, am spus, damage-ul la arme dă foarte puțin, la caul normal, o armă normală dă puțin. A zis, un damage de căcat, pot să zic, adică un damage de nimic, frate, micut, micut și... N-ai de ce să faci, ce faci cu un dimic micut, să explicați voi mie, ce să faci cu un dimic micut, că... Bă, bani să fac repede, dacă faci kill-uri, să faci bani. Aș modifica dimiciul pe care îl dă zombie. Care dă zombie, dar dă prea mult, deci dacă o lamă la omoră, nu, fratele, nu mi se pare normal. Ar trebui undeva mai puțin, înțelegeți? Uitați pe cum să fac kill-urile ca băieți, deci eu nu sunt ăla expert în modul ăsta de zombie, dar am făcut kill-uri, călău, am făcut 20 de kill-uri, ați văzut, deci foarte, foarte ușor ca zombie, zombie prea OP. Bă, nu știu, să-mi dau un verdict așa, dacă, bă, e un server frumos în principal, adică puteți să vă jucați, bă, e liniștit, dar să aveți unde mai bine părerea. Și ce-mi place la el sunt mesajele alea de conectare cu Maddox, e gata să rupă zombie și goodbye, nu știu ce, te mai așteptăm. Uite, vedeți, atenție, boss, așa e gata să rupă zombie. Asta e un mesaj foarte șmecher. Îmi place iar puterile la zombie. Sunt mișto, adică e mișto, ceva mai, na, mai nou. Bă, nu știu, în concluzie, un server frumos. Dacă vreți să vă conectați pe el, aveți și în descriere și cred că și în nume o să pun numele serverului și... pe data viitoare. Apropo, și să vă mai spun încă o dată ca să nu uitați, lăsați în comentariu cu serverul pe care vreți să intrăm să dăm prima impresie și ca să ne spunem părerea și pe lângă asta să la 50 de like-uri să facem un videoclip cu serverele pe care le-am în comentarii. Pa, pa, pe data viitoare.